Bună seara, dragii mei! Iată că ne revedem cu bine la o nouă ediție High Life Secretele Lumii Bune. Sper că sunteți așezați comod în fotoliu și v-ați luat și ceva răcoritor de băut pentru a scăpa de căldura de afară. Așadar, să vedem despre ce va fi vorba în această seară. S-au tot făcut studii despre iubire, fericire și despre cât ține acest sentiment. Însă nimeni nu poate spune cu exactitate. Cert este că iubirea, acest sentiment minunat ce are la bază inițial o reacție chimică, trebuie cultivată, întreținută și protejată. Despre invitata din această seară vă pot spune că este o femeie frumoasă, talentată și independentă. După o lungă căsnicie a decis să-i pună capăt, având totuși doi copii. De ce a făcut asta? Pentru că și-a dorit o a doua șansă și pentru că se simțea singură. Singură în doi. Dragii mei, probabil o să vi se pară bizar, pentru că, în general, motivele de divorț sunt bătaia, adulterul, lipsa de bani și așa mai departe. Dar nu uitați că vorbim despre high life. Când oamenii nu mai au grijă zilei de mâine, când totul este bine din punct de vedere material, atunci încep să se gândească la suflet. Dacă nu înțelegeți, încercați să revedeți un film care circula pe video în perioada comunistă. Se numește Săraca fată bogată. Un film interesant care demonstrează că atunci când îi ai, banii nu sunt suficienți pentru a ne face fericiți. Dar din păcate ne sunt necesari și alergăm în fiecare zi pentru a-i produce, chiar și prin căldură. Dar am vorbit destul. Să o urmărim pe Rita Onișca Mureșan și povestea vieții ei. Bună seara, Rita! Bună seara! Și bine ai venit! Bine v-am găsit! Rita, vreau să spun că arăți senzațional. Mersi. Chiar îți spuneam înainte de emisie că, dacă îți mai amintești de interviul pe care l-am făcut, nu știu, în urmă cu 2 ani, cred. Da. Ești total schimbată în bine. În primul rând, cred că arăți mai tânără cu 10 ani. Da? Nu știu dacă ți s-a mai spus. Nu știu. Și nu vreau să te complimentez, dar chiar așa este. Arăți înfloritor. Vreau să-mi spui care mai este viața ta. Viața mea e muncă. Multă muncă în perioada asta, pentru că pregătesc colecția de toamnă-iarnă. Și vreau să mă străduiesc să o prezint pe data de 18, dacă cu ajutorul lui Dumnezeu, da? Sperând că toate se pun la punct până atunci. Unde vrei să... Unde va fi? În aer liber. Este o surpriză și... Nu ne spui locația. Nu, locația nu, dar este în aer liber și cred că va fi foarte frumos, dacă este așa cum vreau eu. În ce constă colecția? Rochii de seară? Nu, de la paltoane până la rochii de seară, pentru că fiind toamnă-iarnă o să țin cont și de... Te-ai interesat când începe toamna în România? Nu știu când începe, dar e bine că e atât de multă vară, că și așa am întârziat cu colecția, dar am avut câteva probleme pe plan... Știm cu toți. Intrăm imediat și în asta. Da. Pe plan personal și atunci am amânat asta un pic. Asta te-a împiedicat puțin. Da. Dar cum te-ai refugiat în muncă? Pentru că se știe că ăsta e cel mai bun remediu, nu? Pentru mine nu este cel mai bun remediu, ba din contră, nu. Încă nu mi-a fost și nu mi-e ușor să lucrez la colecție, pentru că vin după o perioadă destul de... Stresantă. Stresantă și nu numai la ce te gândești tu, crede-mă. Nu doar la divorț, nu doar despre divorț este vorba, este vorba de a patra operație a fetiței mele, care am terminat-o la sfârșitul lui mai, așa că... Apropo de asta, ca să reamintim telespectatorilor, eu personal știu despre ce este vorba. Fetița ta a avut un accident într-un hotel din București, nu? Da. Și cu procesul acela, ce s-a întâmplat? L-ai pierdut? Nu l-a deschis soțul meu. Și intenționez să-l... Fostul meu soț. Fostul tău soț. Intenționez să-l redeschizi? Intenționez să fac foarte multe lucruri pe care nu le-am făcut înainte. Da, de ce nu l-a deschis? Existau alte interese? Nu știu. Practic, ce s-a întâmplat acolo? A căzut un... O masă care nu era bine fixată și care deasupra ei avea încă un blat care nu era fixat, nici acela de masă, deci clar culpa lor. Era să cadă peste un copil de 2 ani. Rebecca, întorcându-se de la toaletă, a văzut că masa s-a clătinat și copilul a căzut. A împins copilul, dar din instinct, mititica a vrut să prindă și masa, doar că acea masă avea 80 de kilograme din marmură și a secționat palma dreaptă în două. Și unde merge acum? Unde a operat-o? În Germania, cred că cel mai bun chirurg din Europa, cel care operează toți marii sportivi, inclusiv pe Boris Becker, la mâna toate l-a operat. Și care sunt șansele să-și revină complet? Este la a patra operație și încă n-am refăcut toate degetele. Și doctorul ce spune?
Că depinde foarte mult de recuperare, dar fiica mea face 3 ore de recuperare pe zi, de la 9 la 10, de la 12 la 1 și de la 6 la 7. Eu n-aș fi în stare să fac așa ceva. Dar ea... Își dorește foarte mult să-și recapete... Este o fetiță extraordinar de curajoasă. O ce admir foarte tare. 10 ani jumate. E vorbim de fiica ta cea mare. Cea mare, da. Mulți înainte. Da. Nu i-a fost ușor nici Gloriei să treacă peste momentele astea, fiica mea cea mică, pentru că ea este foarte legată de Rebecca și nu i-a fost ușor să o vadă de atâtea ori în spitale, anestezii, operații, știi cum e, terapie intensivă. Dar dacă s-ar fi întâmplat asta în America, nu, că ar fi o consolare, cred că ai fi primit sume uriașe de bani. Cu siguranță și în România cred că s-ar fi putut întâmpla chestia asta, să primești crezi sume. Crezi că s-ar întâmpla asta? Nu știu, eu cred că așa cum vroiam eu să o fac și cum poate o să o fac, tu știi foarte bine că eu am foarte multe relații internaționale, nu neapărat în România. Da, dar să-i dai în judecată, nu aici. Da. Însă, nu știu ce s-a întâmplat pe parcurs. Repet, a fost decizia soțului meu. Spune-mi, să intrăm acum și în această problemă. Tu, de când s-a întâmplat acest accident cu Rebecca, ai simțit că lucrurile s-au schimbat în relația ta cu soțul tău? Acela ar fi fost un punct... Da, ăla a fost punctul în care eu am decis că nu merge. Atitudinea lui nu a fost corectă atunci față de copii, față de Rebecca? Ba da, nu știu cum să spun, nu pot să spun că n-a fost corectă față de Rebecca, pentru că merge cu noi la operații, deci nu... Dar ce te-a deranjat practic pe tine în suflet? Că bănesc că acolo te-a deranjat ceva. Nu pot să spun, dar m-a deranjat ceva, într-adevăr. La a doua operație m-a deranjat ceva și el știe foarte bine ce. Am înțeles. Cât a durat căsnicia voastră? 13 ani aproape. Eu mi-amintesc că tu îmi povesteai că erai foarte tânără, cum te-a cucerit, da. Ți-a făcut curte mult timp, te-a lăsat să crești. Da. Ai fost fericit o perioadă, nu? Da, și acum sunt fericită. Nu, mă refer în relația respectivă. Relația mea cu Nenu nu s-a schimbat foarte mult. Doar că eu am fost foarte mult singură și atunci, dar relația între mine și el e aceeași acum. Ai fost foarte mult singură datorită afacerilor lui, nu? Da, afacerilor lui și modului lui de a privi lucrurile, probabil. Pentru că, la un moment dat, când am mai crescut, priveam diferit. Adică? Noțiunea de familie. Nu petrecea mult timp cu voi? Petrecea, probabil, exact timpul pe care l-avea liber. Acum fiecare... Ce-ai fi vrut-o, nu? Haide să vorbim deschis. Ce-aș fi vrut eu? O familie. Nu știu, cine, seara, în jurul mesei, chestii din astea banale. Cam asta aș vrea. Să vedem. Și el nu. Că totuși diferența de vârstă dintre voi ar fi trebuit să vă ajute. De obicei cuplurile care se căsătoresc la aceeași vârstă nu prea țin. Dar așa el e un bărbat matur. Ar fi trebuit să fie... Dar să-și Nelu este un bărbat deosebit, crede-mă. Eu nu am ce să-i reproșez lui Nelu ca bărbat. Crede-mă, este un bărbat galant. Respectos. M-a tratat întotdeauna cu foarte mult respect. După cum știi, nici nu a vrut să audă de acest divorț. Adică nu am ce să-i reproșez foarte mult. Știu că și toate mult. Prietenele tale l-admirau că venea cu buchetul de flori la prezentări întotdeauna. Dar astea era sunt lucruri afară. Absolut normale să vină cu un buchet de flori la prezentarea mea. Nu toți soții sunt așa. Tata, poate era, cum să spun, poate era un alt fel de soț dacă mi-aducea și în timpul săptămânii acasă un buchet de flori. Nu că făcea de fațadă? Nu, n-am spus asta că o făcea de fațadă. Ai fi vrut nu. Să... O făcea exact așa cum simțea el. Nu suntem toți la fel. Eu sunt de factură romantică, el e de factură pragmatică. Ne-au luat foarte mulți ani să ne dăm seama, dar asta e. Suntem diferiți. Da, știi că se zice că în orice căsnicie lucrurile la început merg foarte bine și pe urmă, nu știu, se creează așa o rutină. Nu, că Nelu n-a fost vreunul care mi-a trimis flori în fiecare zi și mai dintr-o dată nu mi-a mai trimis. Nu, nici vorbă. E posibil să te fi maturizat tu, să te fi schimbat da, tu, de fapt? Da, cred că eu am, da, cred că eu am. Și să-ți dorești altceva, practic, da. Nu?
Cred că da. Eu am crescut. Cum se simte el acum? E șocat, probabil, nu? Nu știu. A încercat să, să facă ceva, să te recucerească? Nu. N-a încercat? După divorț, nu. Dar înainte? Am avut discuții în aceștia 2 ani, da. Da, dar știi că mă gândesc că, în general, bărbaților, când le dai ultimatumuri, ei nu iau lucrurile în serios niciodată. Mai ales când sunt căsătoriți. Vorbeam asta, discutam asta și cu alte, cu alte vedete care la fel au fost căsătorite o perioadă lungă și mi-au spus că le-au tot spus soților lor că într-o zi se va întâmpla și asta și că n-au crezut și doar în momentul în care chiar s-a întâmplat au conștientizat. Păi probabil așa a fost și cu Nelu, nu știu. Ar trebui să-l întrebăm pe el. Acum știi cum e, dacă asculți fiecare parte... Că probabil ei se povestea... gândesc, bărbații se gândesc, cum să mă părăsească această femeie care are deja 2 copii cu mine, are peste 30 de ani, unde să se mai ducă ea acum? Corect? Cine te mai ia cu 2 copii? Da, cunosc frasa asta. Da, tu ești o femeie independentă. Într-un fel, da. Mă refer și probabil, financiar. Da, nu pot să spun că sunt o femeie bogată, adică cu siguranță, dacă m-aș fi gândit la bani, nu aș fi renunțat la statutul meu dinainte, dar eu nu pot să mă gândesc la bani, pentru că ți-am spus, eu sunt de factură romantică. Vreau să le lămurim, să îi lămurim pe telespectatori, am zis să le lămurim pentru că aș vrea să le lămurim în primul rând pe telespectatoare. Da. Că multe dintre ele cred că s-ar gândi cum femeia asta frumoasă l-a lăsat pe bărbatul ăsta minunat, care are și bani, o și iubește. Mulți pot crede că ești răsfățată, pentru că sunt situații mult mai grele în care femeile sunt bătute. Sunt răsfățată, da. Haideți să le explicăm de ce. Eu personal te înțeleg. Și cred că de ce am divorțat, viață ai și merită să am divorțat pentru că eram prea singură. Deci nu... consider că mai am dreptul la o șansă în viață. Și te simțeai oarecum și singură, dar în același timp închisă într-o colivie, probabil. Da, și simțeam că trece timpul. Și deja... oricum a trecut foarte mult timp. Așa că... Regreți? Crezi că ar trebui să o faci mai devreme? Nu, spun doar... eu cred că toate lucrurile în viață se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple, da? Că puteam să fac acum 2 ani, acum 5 ani, acum 10 ani sau să nu fac, să nu mă căsătoresc, să nu mă întorc în România, să nu fac 2 copii, nu știu. Da, nici vorbă de regret. Nu am ce să regret în această căsnicie. Repet, să nu vă gândiți acum la soțul meu că l-au vreun balaur din ăla care... bineînțeles că nu, nici să pune problema, nu. Nu, nici vorbă. El întotdeauna și-a dat interesul... exact atât cât a putut el. El a dat tot ce a putut el mai bun. Dar spune-mi, aveai, cum să zic, limite? Aveai voie să faci anumite lucruri și nu aveai voie să faci alte lucruri? Era autoritar? Pentru că, în general, bărbații mai în vârstă au tendința să se comporte ca niște tați. Nu avea cum să fie autoritar Nelu cu mine din moment ce noi nu trăiam împreună. Adică din moment ce el stătea mai mult plecat din București și eu aveam viața mea, prietenii mei și ne întâlneam doar din când în când. Dar unde stătea el plecat? Dar el e plecat tot timpul, oriunde ar fi, de la Istanbul la Paris, de la Londra la Milano. Da, de la... bănuiești că ar fi avut legături extraconjugale? Nu l-am bănuit niciodată și nu, nici nu am cercetat așa ceva. Te-ai autoeducat să nu te intereseze, probabil, nu? Sau da, cum? De repet, eu când m-am căsătorit cu soțul meu știam că este genul acesta de bărbat ocupat care are business-ul la Constanța. Chiar la început am încercat, m-am dus vreo 6 luni, am stat eu la Constanța. Doar că diferența de la Milano la Constanța a fost prea mare pentru mine. Am zis că vreau o perioadă de acomodare să revin în București, pentru că eu am, pe mine Nelu m-a luat de la Milano. De la Milano, da. Și am rămas în București, dar deci știam cu cine mă căsătoresc, știam ce program are, știam că e ocupat, știam foarte multe lucruri, dar, repet, în timp, noi ne schimbăm ca oameni. Începem să vrem altceva sau... nu știu, ne schimbăm. Importante în viață sunt importante prioritățile. Și atunci când ți se schimbă prioritățile... Nu, da, spuneai că ar fi trebuit ca tu să nu ai activități, să stai acasă și să... Nu, așa ar fi fost, cum să spun, bărbații doresc... Nu știu dacă el și-ar fi dorit, dar știu foarte bine că m-a sprijinit în tot ceea ce am făcut, dar nu atât de mult pe cât își închipuie lumea.
Adică consider că la nivelul la care se desfășoară afacerile lui, afacerea mea ar fi trebuit să fie mult mai mare, de exemplu, dacă m-ar fi sprijinit. Așa, ce am făcut? Am făcut cu ajutorul lui, normal. Pentru că una e să ai un business și să n-ai nicio grijă acasă, să nu ai nimic de plătit, să nu ai... Deci tot ce câștigi din business-ul tău, practic, să-l reinvestești sau să-ți rămână în firmă. Și alta e să ai o grămadă de cheltuieli acasă, cu familie, cu un copii de întreținut, lucruri care nu țineau de mine. Deci, din punctul ăsta de vedere, Nelu a fost un ajutor foarte mare pentru noi. Și este în continuare, este tatăl nostru. Și muncește foarte mult pentru asta și îl admir pentru chestia asta, că nu, tocmai, practic singura lui greșeală era că muncește prea mult, sau este că muncește prea mult. Da, când era cu voi, cu tine, era drăgăstos, nu știu, simțeai că îl iubești? Sau se rupsese ceva? Dar eu am ținut întotdeauna la Nelu foarte mult. Nu ai ținut sau nu ții. Mă nu refer țin. La sentimentul acela intens de iubire. Da, există un sentiment de iubire. Nu, acel sentiment intens de iubire, cum vrei tu să-l definești, nu cred că a existat vreodată între mine și Nelu. Dar a existat nici de la tine la el, nici de la el către tine? Nu. Între noi este un sentiment care a rămas inclusiv după divorț, care s-a perpetuat de-a lungul anilor și care există. Dar tu n-ai fost îndrăgostită la început? Ba da, la început întotdeauna te îndrăgostești. Să nu crezi că pentru mine Nelu era un băiat drăguț care îmi făcea curte. Dar să nu uităm totuși că eu trăiam la Milano. Deci băieți cu și bani. Și aveai și un prieten atunci, dacă da, deci băieți cu bani. Mai văzuse. Mai știam și eu, da. Nu? Și nu banii care erau în 93 în România. Și nu banii pe care avea Nelu, ci da, alți exact, bani. Ci bani adevărați, da? Nu asta a fost criteriu. Nenu m-a cucerit cu faptul că avea foarte mare grijă de mine. Și era exact ceea ce face și acum. Are foarte mare grijă de noi. El de fapt și spune că el are 3 copii. Așa că cam asta e tot ce aș putea să spun. Deci în continuare se ocupă de voi? Da, normal. Și astăzi m-a sunat și mi-a zis că e foarte cald afară și să nu plec cu cabrio. Să ai grijă. Nu cumva el crede că este o copilărie de-a ta și că o să streacă? S-ar putea. Și s-ar putea să streacă? Nu depinde de mine. Depinde de el. Da, acum că au fost tot felul de bârfe. Da. Hai să fim... N-am divorțat pentru nimeni. Asta vreau să... Stai liniștită. Nu, n-am divorțat pentru nimeni. Și nici nu cred că sunt genul de femeie care să divorțez pentru un bărbat, pentru că știu cum aș fi. La prima greșeală a celuilalt i-aș fi zis, mamă, de ce am divorțat pentru tine și tu? Nu. Nu, eu întotdeauna am făcut lucrurile și chiar am așteptat, crede-mă, mult până să fiu sigură, absolut sigură. Și el știe exact de ce am devenit foarte sigur. Deci, nu. A, că așa... Șocul a fost mare pentru toată lumea, de la familia mea până la el, da. Dar și până la oamenii din presă și așa mai departe, da. Dar nu am făcut-o nici pentru cineva și nici nu am luat decizia asta azi. În timp. În timp. În foarte mulți ani. Îți calculezi în general pașii, nu? Nu. Nu ți-ai calculezi? Nu, dar aici nu mai era vorba doar de mine. Adică aici m-am gândit foarte bine și m-am gândit foarte mulți ani. Așa că... Te referi la copii? Da, păi nu pot să iei o decizie așa, ai să divorțezi când ai 2 copii și care sunt legați totuși de tatăl lor, pentru că chiar dacă Nelu nu a fost acasă, eu întotdeauna am... Ai ținut să păstrezi? Da, adică el știe că el este, cum să spun, copiii mei au în mintea lor un tată perfect. Pentru că el este un tată perfect. De câte ori se întâlnește cu el? Cum e el cu copiii? Cum se comportă? Deci e un tată, el e un tată și cu mine. Deci, el este un tată. Mie îmi pare rău că nu are timp să fie tată. Dar ca și factură, el este de factură tată. Așa că fetițele sunt... Protejate. Sunt ok din punctul ăsta de vedere, da.
Ne întrerupem pentru câteva momente de publicitate. Ne revedem imediat. Vreau să-mi spui dacă l-ai vedea pe Nelu mâine cu o fată. Ce ai simțit? Știi că asta e proba. Cum ai reacționa? Nu știu, cred că m-aș bucura dacă ar învăța din greșeli. Înțelegi? Adică... Dar ai încercat să-i strici legătura? Nu. Nu. Cum adică să-i stric? Nu știu că se mai întâmplă, te întreb, pentru că nu s-a întâmplat încă să-l vezi cu cineva. Ce ai face? Încerc să te pregătesc așa. Ce ai face dacă s-ar întâmpla asta într-o zi? Nu știu, dar poate în atâta timp în care am fost mai mult despărțiți, poate că... Nu știu, n-am auzit niciodată. Da, dar nu s-a afișat cu nimeni.